Bună seara. Good evening. It is a honor and a blessing to be here again. Este o onoare și o binecuvântare să fiu din nou aici. I believe it was 2013 when I was last here. Cred că a fost 2013 când am fost aici anul trecut. So it is a pleasure to be back. Thank Așa că este o bucurie să fiu înapoi aici. Vă mulțumesc. For those who may not remember or those who are new. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu vă aduceți aminte de mine sau ați venit noi. This is my, I think, ninth or tenth time to Romania. Este a noua sau a zecea oară când sunt în România. I'm starting to lose count now. Și încep să pierd numărul venirilor mele aici. But this is my first time to come during the winter. Dar este prima dată când vin iarna. I am a winter person anyway. Eu oricum îmi place iarna. So I totally love that it is snowing like crazy here. Așa că îmi place că ninge din belșug aici. And we're going to have fun this week in the snow. Și o să ne distrăm cu zăpadă în weekendul acesta. So open your Bibles to Ephesians chapter 4. Aș vrea să deschideți Bibliile la Efeseni la capitolul 4. And we will get into God's word. Și o să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Obviously the end of the year is here. Evident, anul a trecut. I hope that your Christmas has been a blessed time. Sper că Crăciunul a fost un timp binecuvântat pentru fiecare. As we worship our Lord and Savior Jesus Christ in his birth. Pe măsură ce ne-am închinat Domnului nostru Iisus Hristos și am celebrat nașterea lui. In just in a few days we will have a new year. Și în câteva zile vom avea un an nou. From what I was told by Pastor Gabriel here. Din ce i-am spus aici? You guys do it up pretty good. Voi o să vă distrați de minune în seara de Revelion. He said, America, y'all don't know anything about New Year. Și a spus, voi americanilor habar n-aveți nimic despre anul nou. He goes, we do it right here in Romania. Noi facem lucrurile corecte aici de anul nou. So I'm looking forward to that celebration. Așa că o să aștept să văd cum sărbătoriți dumneavoastră. And I didn't get to ask him this. Și n-am apucat să-l întreb asta. But back in America. Dar în America, when it comes to a new year. Când vine un an nou. A lot of people look back on the previous year. Mulți oameni se uită în spate, în anul care tocmai trece. And they find areas that they find either lacking or want improvement. Și găsesc domenii în care au greșit sau e nevoie de îmbunătățire a lucrurilor. And so they'll make new year's resolutions. Așa că vor face acele dedicări de anul nou. Some people want to either lose weight. Unii dintre oameni probabil că vor să piardă din greutate anul care va veni. Better relationships. Sau să aibă relații mai bune. A better job. Slujbe mai bune. There's something that they want to improve on. Este ceva ce ei vor să îmbunătățească în anul care urmează. And so they'll make this resolution hoping that it sticks past the first few days. Așa că fac această dedicare sperând că îi va ține dedicați măcar câteva zile din anul următor. And on the surface some of those things may be great and really good. Și la suprafață poate unele din aceste lucruri sunt extraordinare, chiar bune. But for believers, dar pentru credincioși, there's something a little bit more that we should be striving for. Trebuie să fie ceva mai mult pe care noi să-l dorim. And that is our relationship with Jesus Christ. Și aceea este relația noastră cu Iisus Hristos. How is our relationship with Jesus Christ? Cum este relația noastră cu Iisus Hristos? And so for tonight. Așa că în seara aceasta. As we enter the new year. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului și intrăm în anul următor. Let's take a look at how Paul encouraged the church at Ephesus in the believers there. Haideți să ne uităm cum Pavel încurajează biserica din Efes și credincioșii de acolo. And how their life should be. Și cum viața lor trebuie să fie. So Ephesians chapter 4 verses 1 through 6. Efeseni capitolul 4 de la versetul 1 la versetul 6, Biblia spune: Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea cu îndelunga răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Now, when this text was written, acum, atunci când acest text a fost scris, the church was mixed with Jewish believers. Biserica era formată din evrei credincioși. And then Gentiles, și din neamuri, din ceilalți dintre neamuri, who had heard the gospel, care auziseră Evanghelia and believed, și crezuseră.
The Jews were part of the historic church in a sense as God's people. Într-un fel, evreii făceau parte din așa numita biserică istorică, din poporul lui Dumnezeu. And the Gentiles were separated. Și neamurile erau separate. But because of the blood of Jesus Christ that he shed on the cross. Dar datorită sângelui lui Hristos care a fost vărsat pe cruce. And those who believed in that event and then his resurrection. Cei care cred în acest eveniment și în învierea Domnului. Those two groups are now one church. Acum și acest grup dintre neamuri și împreună cu evreii erau o singură biserică. And so he comes to this point in chapter 4. Așa că ajunge la acest punct în capitolul 4. And he talks about each other coming together in unity. Vorbește despre unitate și despre faptul că ei trebuie să fie împreună în unitate. When we look at this in this modern day, când ne uităm la aceste versete în lumea noastră modernă, there are a number of things that we can take away from it. Sunt câteva lucruri pe care putem să le tragem de aici. So if you look at verse 1, dacă ne uităm la versetul 1, Paul tells you Pavel ne spune, I therefore, eu de aceea, a prisoner for the Lord. Un prizonier al Domnului. So when he's writing this letter, așa că atunci când scrie această scrisoare, he's writing it from prison. El o scrie din închisoare. He's not with the church. Nu este cu biserica respectivă. But yet he's getting word. Sorry? He's getting word like el primește cuvântul. To where he writes this letter to encourage. Și el scrie această scrisoare pentru încurajare. The people of the church. Oamenilor din biserică. To walk in a manner. Să meargă într-o manieră. Worthy of the calling. Vrednică de chemarea. That you have been called. Pe care am primit-o fiecare. This is key for all of us. Aceasta este cheia pentru toți. Because when you gave your life to Christ. Pentru că atunci când tu ți-ai dat inima lui Iisus Hristos. No matter what age you gave. Necontând la ce vârstă ai făcut lucrul ăsta. You were called. Tu ai fost chemat. You were called to something. Tu ai fost chemat la ceva. I don't know what your gift is. Nu știu care este darul tău. I don't know where God is calling you. Nu știu la ce te-a chemat Dumnezeu. But God called you. Dar Dumnezeu te-a chemat. In another passage I just drew blank on, the Bible says that when God called us, he called us from darkness to light. Într-un alt pasaj Biblia spune că Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumină. From death to life. De la moarte la viață. So Paul is saying, walk in a manner worthy of that calling. Așa că Pavel ne spune să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. So if we look at that phrase worthy or to walk in a manner worthy. Dacă ne uităm la acest cuvânt vrednic, să ne purtăm într-un chip vrednic. Is the worth placed on what we do? Este valoarea plasată pe ceea ce facem? And is it like a check mark? Și este ca și cum am bifat câte o chestie. I've done this. Am făcut asta. I've done this. Am mai făcut și asta. I've done this. Am mai făcut și asta. Look at me, I'm good enough. Uitați-vă la mine că am reușit cât de cât. Or is the calling placed on what Christ did? Sau este această vrednicie bazată pe ceea ce Hristos a făcut? In spite of your sinful nature. În ciuda naturii tale păcătoase. When we look at it that way. Când ne uităm în felul acesta. The walk that we should be walking in. Mersul, purtarea pe care noi trebuie să o avem. Worthy of the calling. Vrednică de chemarea. Is of what Christ did for us. Este vrednică datorită lui Hristos care a făcut ceva pentru noi. Therefore, as we reflect on our life as a Christian. De aceea, pe măsură ce noi reflectăm din viața noastră că suntem creștini. And in our relationship with Christ. În relația noastră cu Hristos. Are we doing things to make us feel better? Facem noi aceste lucruri să ne simțim mai bine? Are we doing things to bring glory to God? Sau le facem să aducem slavă lui Dumnezeu? So with that perspective. Așa că cu această perspectivă. Paul goes into a number of things he tells the church. Pavel merge mai departe și spune câteva lucruri bisericii. He says walk with all humility. Spune mergeți umblați cu toată smerenia. In gentleness. Cu blândețea. In patience. Cu îndelungă răbdare. Bearing with one another in love. Îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. When you look at the word humility. Când te uiți la cuvântul smerenie. It is a proper assessment. Este o declarație corectă. Of oneself in God's program. Sorry? Of oneself, of like myself in God's program. Este o declarație corectă să mă văd pe mine în programul lui Dumnezeu, în ideea lui Dumnezeu. When God, I came to
I gave my life to Christ. Când eu mi-am dat viața lui Hristos. 10 years ago. Acum 10 ani. At the age of 32. La vârsta de 32. I felt the call to go on a short-term mission trip. Am simțit chemarea să mă duc în misiuni pe termen scurt. In the first promotion. Și prima promoție that our church had for a short-term mission trip. Pe care biserica noastră a avut-o, primul program despre de misiune pe termen scurt. Was to Eastern Europe. A fost în Europa de Est. I go to the meeting. M-am dus la acea întâlnire în biserică. And there's a big picture of this country. Și era o poză mare a acestei țări. And I'm reading it going. Și am citit. Romania? România? Where's that? Unde e asta? I had no idea. N-aveam nicio idee. About this country. De țara asta. Until God called me. Până când Dumnezeu m-a chemat. And I'm as I'm hearing the guy talk about the mission trips. Și pe măsură ce l-auzeam pe acel om care vorbea despre călătorii misionare, God tells me you're going during this time. Dumnezeu mi-a spus tu te vei duce în această călătorie. You don't worry about the money. Nu te îngrijora de bani. You don't worry about anything else. Nu te îngrijora de nimic altceva. I'll take care of everything. Eu o să am grijă de toate. You go. Tu doar să te duci. Okay. Și am spus bine. And now you can't keep me out of your country. Și acum nu mă mai puteți ține departe de România. I wouldn't have done that on my own. Eu n-aș fi făcut lucrul ăsta pentru că așa aș fi vrut eu. I can't take credit for that. Nu pot eu să-mi asum creditul pentru asta. That was God's doing. Asta a fost ceea ce Dumnezeu a făcut. And I'm so in love with your country. Și sunt așa de îndrăgostit de țara dumneavoastră. I'm humbled. Sunt smerit that God called me. Că Dumnezeu m-a chemat aici. And that he gave me the love for your people. Și că mi-a dat, a pus în mine dragoste pentru oamenii din România. So a humbleness. Așa că această smerenie is one of giving, of knowing. Este aceea de a cunoaște. That when God allows something to happen in your life. Că atunci când Dumnezeu îngăduie să se întâmple ceva în viața ta. It's not to puff you up. Nu este ca să te umfli în pene. Look at me. Uitați-vă la mine. It's like thank you Lord. Ci este să-i mulțumești, să-i spui mulțumesc, Doamne. You drop to your knees in humbleness. Să te pleci pe genunchi în smerenie. The next item he gives. Următorul cuvânt pe care ni-l spune. Virtue is gentleness. Blândețea. And it is the opposite of self-assertion. Și este opusul imaginii ridicate de sine. A gentle person is one whose emotions are under control. O persoană blândă este o persoană a căror emoții sunt sub control. When a certain situation arises. Când o situație apare, se ridică. You have the ability. Ai abilitatea. To be gentle. Să fii blând. And calm. Și calm. And whereas humility. Și unde smerenia may have one's relationship to God and his blessings in view. Poate că smerenia are în vedere relația persoanei cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Gentleness may have the believer's relationship. Blândețea are această relație în raport cu ceilalți. To the world in view. În raport cu lumea înconjurătoare. So when we go out. Așa că atunci când ieșim afară. We're supposed to have the gentleness of Christ. Ar trebui să avem această blândețe a lui Hristos. Majority of time when you read the Bible and the accounts of Christ. În marea majoritate a momentelor când citești Biblia și vezi despre Hristos. He was gentle. El era blând. Think about the lady caught in adultery. Gândiți-vă la femeia prinsă în adulter. There is the Pharisees with stones ready to just throw them at her. Erau farisei cu pietre care erau gata să arunce în ea. Yet he walks up. Și totuși el se ridică. He writes something in the sand. Scrie ceva pe nisip. They drop the stones. Ei lasă pietrele. And he gently walks up to her. Și el într-un mod blând se duce și vorbește cu ea. She has her experience with Christ. Ea are această experiență a întâlnirii cu Hristos. And she goes away. Și ea pleacă apoi. He was gentle in that situation. El a fost blând în acea situație. The third virtue that Paul gives. A treia virtute pe care Pavel o spune aici. Îndelunga răbdare. Patience. Răbdarea is endurance even under affliction. Este acea îndurare, răbdare chiar și în persecuție, în probleme. One example. Un exemplu. We have twin boys. Avem doi băieți gemeni. And we went to a family function for Christmas. Și am mers la o familie pentru Crăciun. And they both got these Lego trucks.
Și ei au avut o jucărie Lego, un camion. And we get home. Și am ajuns acasă. And they're both like, "Papa, papa." Și amândoi ne-am spus: "Tată, tată." Can you help me put this together? Poți să ne ajut să punem, să montăm această mașinuță? I can only do one at a time. Și am spus: "Pot să fac decât una pe rând." And I've got them pulling at me. Și i-am rugat să mi aducă lucrurile. And so I told one, I'm like, "Give me a few minutes to work with." Și i-am spus unuia: "Așteaptă-mă puțin să-l ajut pe celălalt." The other, when I'm done, I'll... Și când îl ajut pe el, vin și la tine. The first one took me 45 minutes. Primul camion mi-a luat vreo 45 de minute să-l asamblez. And I'm thinking, I've got to go through another one. Și m-am gândit, trebuie acum să fac din nou aceleași lucruri și cu celălalt. So I'm like, am spus: "Nu." No, I was like, "Okay." Am spus: "Bine." And so I just, instead of where I wanted to say no, we'll do this later. Și când am vrut să spun nu, lasă-o pe mai târziu, ne ocupăm mâine de camionul celălalt. I knew how excited my son would be to get it complete. Am știut cât de încântat ar fi fiul meu cel de-al doilea să-l ajut și pe el la fel. And I worked through the second one. Și l-am făcut și pe al doilea. Patience. Răbdare. So if you look after that, așa că dacă ne uităm la asta, he kind of ties those three together, el le unește aceste trei virtuți with the phrase, "bearing with one another in love." Cu fraza: "Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste." Bearing with one another in love. Suportați-vă unii pe alții în dragoste. Has anybody had a friend or a relative who's going through a really hard time? Are cineva vreun prieten sau vreo rudă care trece prin momente foarte grele? And they just like call you. Și ei te cheamă. And call you. Și te cheamă. And call you. Și te cheamă. And call you some more. Și te sună din nou. And it seems like that you're the only person. Și se pare că tu ești singura persoană de pe pământ. That they feel they can confide in. La care ei simt că se pot confesa și tot te cheamă. Whatever their situation is. Oricare ar fi situația respectivă. And at times you just want to go. Și în momentele acelea vrei să spui: "Oh, nu mai vreau. No, no. Nu, nu mai vin." That's what Paul is talking about. Despre asta vorbește Pavel aici. Bearing with one another in love. A vă îngădui unii pe alții în dragoste. With humility. Cu smerenie. Gentleness. Cu blândețe. Patience. Și cu îndelungă răbdare. Bearing with one another. Suportați-vă unii pe alții. That also gives the image. De asemenea, asta ne dă imaginea of having a great weight on your shoulders or above you. Unei persoane care are o mare greutate pe umeri. And you're just bearing it. Și de-abia o susții. Without breaking. Fără să cazi. And there's a strength there. Și este o tărie acolo. That is enduring. Care rabdă. Bearing with one another in love. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Verse 3 talks about eager. Versetul 3 vorbește: to maintain the unity of the spirit. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. There is a unity that comes together. Există o unitate care este între noi. When we all practice this with one another. Când toți practicăm aceste virtuți unii față de ceilalți. The church is a body. Biserica este un trup. We are here to worship and celebrate the Lord. Noi suntem aici să îl celebrăm, să ne închinăm Domnului. But at the same time, dar în același timp, when somebody in the body is hurt, când cineva în acest trup este rănit, or going through a hard time, sau trece prin momente grele, that is when the church comes to action. Atunci trebuie biserica să acționeze. I heard it put this way one time. Am auzit odată același lucru spunându-se în felul următor. The church is not a cruise ship. Biserica nu este un vas de croazieră. Where everybody comes by or comes in and just relaxes. Unde toată lumea vine, face cu mâna, se relaxează la o ceașcă de cafea. The church is like a rescue vessel. Biserica este ca un vas de salvare. Where we go out and rescue the lost. Unde trebuie să mergem în larg și să salvăm pe cei pierduți. But we also look after each other. Dar de asemenea avem grijă unii de ceilalți pe acel vapor. And knowing if there's a way we can meet a need. Și știind că dacă este vreo posibilitate să împlinim nevoile unii altora. By prayer or any other way. Prin rugăciune sau printr-o orice altă metodă. We're there for the body. Noi suntem acolo pentru întreg trupul lui Hristos. Like with your human body. Exact cum este corpul tău uman. De obicei, dacă ceva te doare pe undeva, trupul compensează și ajută la vindecarea acelei zone, să mențină modul în care trebuie să funcționeze acel trup. Și acum vorbește despre unitatea trupului.
He goes into where the true unity comes from. Vorbește și ne arată de unde vine adevărata unitate. He talks about the one body. Vorbește despre un singur trup. The one body which is the church. Un singur trup care este biserica. The universal body in the present age. Trupul universal în vremea aceasta. The one spirit. Un singur duh. Is of course the Holy Spirit. Care este Duhul Sfânt. Who indwells the church. Care locuiește în biserică. As a whole. Ca și trup. But yet each individual believer here tonight. Și totuși fiecare credincios de aici din seara aceasta. Each individual believer in other churches. Fiecare credincios din alte biserici. Around the world. În jurul lumii acesteia. Who claim Christ as Savior. Care îl declară pe Hristos în inima lui ca Salvator. They are also indwelled. De asemenea și ei sunt locuiți. With this one spirit. De acest Duh Sfânt. The one hope. O singură credință. Is the hope of the future. O singură speranță este speranța viitorului. Possibly before you gave your life to Christ. Posibil după ce ți-ai dat viața lui Hristos. When it comes to eternal life. Când ajungi în viața veșnică. You had no true hope. Înainte să ajungi la să cunoști viața veșnică, n-ai avut o speranță reală. If you ask somebody who doesn't believe in Christ. Dacă întrebi pe cineva care nu crede în Hristos. What do you think is going to happen to you when you die? Ce crezi că se va întâmpla cu tine după ce mori? They'll probably give an answer like. Probabil îți va da un răspuns de genul. Well, my good deeds. S-ar putea ca faptele mele bune outweigh my bad deeds. Să cântărească mai greu decât cele rele. I didn't kill anybody. Până la urmă n-am omorât pe nimeni. So I'm pretty good. Așa că sunt destul de bine. I should be all right. Ar trebui să fie ok. Some people put their hope in that. Unii își pun nădejdea în lucrurile acestea. In that false thinking. În această gândire falsă. But once you give your life to Christ. Dar odată ce ți-ai dăruit viața lui Iisus Hristos. Your viewpoint changes. Punctul tău de vedere se schimbă. And you understand that your only hope. Și înțelegi că singura ta speranță. Is Christ. Este Hristos. But yet with you being in Christ. Și totuși tu fiind în Hristos. As Savior. Ca și Mântuitor. You know it's secure. Știi că ești în siguranță. As a believer. Ca și credincios. I know that at any minute. Eu știu că în orice moment Christ could say, Hristos poate să-mi spună you're coming home. Vii acasă. And as sad in the flesh and with my family that that would be. Pe cât de trist ar fi din punct de vedere uman acest lucru și familia mea ar fi îndurerată. As believers. Ca și credincios totuși. We understand that. Noi înțelegem lucrul ăsta. And we celebrate. Și celebrăm lucrul acesta. He knows where we know where he's at. Noi știm unde este el. And we're confident in that assertion. Și noi știm în ceea ce ne-am pus încrederea. We're confident in that hope. Noi suntem siguri de această speranță. But we look forward to the future. Dar ne uităm și la în viitor. When we're united again in heaven. Când vom fi din nou uniți în Hristos în cer. And we're in our new home. În noua noastră casă. So as believers, that's what that one hope is. Așa că pentru credincios, aceasta este această singură speranță. We're all one body. Toți suntem un trup. Under one spirit. Sub un același duh. With one hope. Având o singură nădejde. That belongs to your call. Care este conformă cu chemarea ta. With the one Lord. Există un singur Domn. Who is Jesus Christ? Care este Iisus Hristos? The head of the church. Capul bisericii. That's who we come to celebrate. Despre asta este vorba și asta am venit să celebrăm. Jesus Christ has called your leadership to lead the church. Iisus a chemat conducerea acestei biserici să conducă biserica. But yet, as they lead the church. Dar pe măsură ce ei conduc biserica. They point you to Christ. Ei trebuie să vă îndrepte spre Hristos. He is the head of the church. El este capul bisericii. As a man, ca și bărbat, he is my leader. El este liderul meu. It is through him how I lead my family. Este prin el modul în care eu îmi călăuzesc familia, îmi conduc familia. The church is where we gather to worship him. Biserica este locul unde avem părtășie să ne închinăm lui. We move from am mers de la one Lord, un singur Domn, to one faith. La o singură credință.
We all have the same faith. Toți avem aceeași credință. It's nothing different. Nu este nimic diferit. We celebrate the same beliefs. Celebrăm aceleași credințe. Same word of God. Același cuvânt al lui Dumnezeu. The same Savior. Același Mântuitor. The one blood that was spilled. Un singur sânge care s-a vărsat și ne-a salvat pe toți. Toți avem credința în Hristos Iisus. După cum spune Biblia, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta este ceea ce noi proclamăm ca și credincioși. We move from there to one baptism. Mergem de acolo înainte la un singur botez. Excuse me. And one baptism is a baptism that unites us all. Un singur botez este botezul care ne unește pe toți. In the body of Christ. În trupul lui Hristos. And all of this is unified. Și toate acestea sunt unificate. Under one God. Sub un singur Dumnezeu. The Father of all. Tatăl al tuturor. Who is over all, care este mai presus de toate. And through all, și prin toți. And in all. Și în toți. When you leave here. Când vei pleca de aici. And you take that next breath. Și iei acea următoare respirație, mai apuci să respiri. God gave you that breath. Dumnezeu ți-a dat acea posibilitate să respiri. Where you're at here in your life. Unde ești acum în viață? God put you there. Dumnezeu te-a rânduit să fii. When you walk through a situation. Când vei trece printr-o situație mai grea. Whether it's a good situation. Sau mai ușoară. Or a trial. Sau printr-o încercare. God is in that situation. Dumnezeu este împreună cu tine trecând prin acea situație. He takes you through that situation. El te va duce și te va trece prin acea situație. He gets you out of that. Și El te va ajuta să treci până la capăt și să ieși pe partea cealaltă. Therefore, as we look at the unity, de aceea, atunci când ne uităm la această unitate, it is with one God, este sub un singur Dumnezeu, the Father of all, care este Tatăl tuturor, who is over all, care este peste toate, through all, care lucrează prin toți și care este în toți. Așa că atunci când ne apropiem de sfârșitul, Pavel listează aceste lucruri pentru credincioși ca și un mod de a ne autoexamina și să reflecte pentru ca noi să mergem într-un mod worthy of the calling, vrednic de chemarea noastră, to which we're called, la care am fost chemați. As Christian, ca și creștini, this is one way we should walk. Aceasta este modul în care noi ar trebui să umblăm zilnic. And we can only do this, și putem să facem acest lucru, if our relationship with Christ is intact. Numai dacă relația noastră cu Hristos este intactă. The closer you are with Him, cu cât te apropii mai mult de El, the more He acts through you. Cu atât El acționează mai vizibil prin tine. The more this comes true. Ca cu atâta aceste cuvinte se văd adevărate în viața ta. And you will notice this happening. Și vei observa că se întâmplă lucrurile astea. So as we look at 2015, așa că pe măsură ce ne uităm cu așteptare la 2015, let me encourage you, my brothers and sisters, vreau să vă încurajez, frați și surori, to put this in your heart, să puneți aceste lucruri în inima dumneavoastră and walk in a manner, și să mergeți într-un mod, să trăiți într-un mod worthy of the calling, vrednic de chemarea dumneavoastră to which you've been called, la care ați fost chemați. Not just here, nu doar aici, but when you're outside, dar de asemenea și când sunteți afară de aceste ziduri, Monday through Saturday, de luni până sâmbătă, day, night, zi și noapte, as you take that breath, pe măsură ce respiri, let your walk be in this manner. Fie ca acest mers al tău, viață de zi cu zi, să fie în modul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc!